Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală, să ne gândim. Inițial, scripeții sunt blocați, nu se pot roti, iar pârghia este în echilibru. Evident, dacă scripeții se deblochează, corpurile care atârnă la capetele firelor se vor pune în mișcare. Corpurile mai ușoare vor urca față de pârghie, iar corpurile mai grele vor coborâ. Întrebarea este, dacă la un moment dat scripeții se deblochează simultan, ce se întâmplă cu pârghia în timp ce corpurile care atârnă vor fi în mișcare? Deci, în timpul în care aceste corpuri se vor mișca, pârghia va mai fi în echilibru? Dacă da, care este explicația? De ce nu se strică echilibrul? Dacă nu, atunci care scripete credeți că va coborâ? Aceasta este o întrebare ușoară și grea în același timp. Este ușoară pentru cei care știu fizică și este grea pentru cei care nu știu sau nu mai știu fizica pe care au învățat-o la liceu, nu trebuie mai multă. De aceea, explicația mea se va adresa doar celor care au cam uitat fizica pe care au învățat-o și tot de aceea mi-a fost foarte greu să formulez o explicație clară și coerentă fără să folosesc ecuații matematice ale legilor mecanicii și nu știu în ce măsură am reușit să vedem. Cu toți ați observat în lift, mai ales dacă liftul e vechi, că atunci când liftul începe să urce, parcă devenim mai grei, apăsăm mai tare pe podeaua liftului. Și invers, atunci când liftul începe să coboare, parcă devenim mai ușori, apăsăm mai puțin pe podeaua liftului. Același lucru se întâmplă și dacă ne gândim la un corp care atârnă de un fir prins de tavanul liftului, așa cum vedeți în desen. Când liftul începe să urce, atunci corpul trage mai tare de fir. Iar când liftul începe să coboare, corpul trage mai puțin de fir. Am pregătit și un mic experiment ca să puteți vedea acest lucru. Am un corp prins de mâna mea printr-un fir elastic ca să vedem cum variază forța cu care corpul trage de fir. Dacă încep să ridic mâna, adică dacă mâna mea se mișcă accelerat în sus, firul devine mai lung. În schimb, dacă mâna mea coboară accelerat, atunci firul devine mai scurt. Deci, dacă mâna se ridică accelerat, firul devine mai lung și atunci când mâna coboară accelerat, firul devine mai scurt. În schimb, dacă mâna se mișcă cu viteză uniformă, fie în sus, fie în jos, atunci lungimea firului este aceeași cu cea pe care o are atunci când corpul este în repaus. Acest experiment ne arată că forța cu care corpul întinde firul și pe care în fizică o numim tensiunea din fir, nu este întotdeauna egală cu greutatea corpului care atârnă. Este egală cu greutatea corpului care atârnă doar atunci când corpul este în repaus sau atunci când se mișcă uniform, în sus sau în jos, atunci când viteza lui nu se schimbă. Dacă capătul de sus al firului din desenul nostru accelerează în sus, adică dacă liftul accelerează în sus, atunci crește tensiunea din fir, iar dacă liftul accelerează în jos, tensiunea din fir scade. De fapt, tocmai din această cauză, corpul urcă accelerat, pentru că tensiunea din fir este mai mare decât greutatea lui. Și tot din această cauză, corpul coboară accelerat, pentru că tensiunea din fir este mai mică decât greutatea lui. Acum să ne gândim la două corpuri cu greutăți egale, în repaus, care atârnă de capetele unui fir care trece peste un scripete, așa cum vedeți în desen. Fiecare corp este în echilibru, ceea ce înseamnă că tensiunea din firul care ține corpul este egală cu greutatea corpului. Iar firele trag de scripete în jos, fiecare cu tensiunea din fir, ceea ce înseamnă că scripetele va fi tras în jos de o forță totală egală cu suma celor două greutăți. Iar acum să presupunem că avem alte două corpuri de greutăți diferite,
dar care au împreună aceeași greutate pe care le-au avut primele două corpuri. Vedeți desenate forțele care ne interesează, tensiunea din fir și greutățile corpurilor. Întâi trebuie să înțelegem de ce forțele roșii, care reprezintă tensiunile din fir, sunt egale. De ce corpurile sunt trase în sus cu forțe egale, cu tensiunea din fir? Pentru că tensiunea dintr-un fir care trece peste un scripete ideal, adică un scripete care se poate mișca fără frecare, nu poate să fie mai mare de o parte a scripetelui decât în partea cealaltă. Nu permite scripetele. Dacă încercăm să mărim tensiunea într-o parte, scripetele se rotește puțin și mărește tensiunea și în partea cealaltă. Gândiți-vă că avem un fir elastic, de data asta, elastic, trecut peste un scripete prins de tavan și un capăt al firului, așa cum vedeți în desen, este prins de dușumea și de celălalt capăt tragem noi cu o anumită forță. Forța cu care firul trage dușumeaua în sus este egală cu forța cu care tragem noi de capătul firului trecut peste scripete. Pentru că dacă tragem mai tare de fir, el se întinde nu doar în partea din stânga, se întinde și în partea din dreapta. Deci tensiunea dintr-un fir care trece peste un scripete este aceeași de o parte și de alta a scripetelui. Și acum vă rog să observați în desenul cu cele două corpuri altceva. Și anume că tensiunea din fir este mai mare decât greutatea mică, dar este mai mică decât greutatea mare. Și dacă ne gândim un pic, e normal să fie așa. Greutatea mare coboară tocmai pentru că forța care trage de ea în jos, greutatea ei, este mai mare decât forța care trage de ea în sus, adică tensiunea din fir. Iar greutatea mică urcă pentru că forța care trage de ea în sus, adică tensiunea din fir, este mai mare decât forța care trage de ea în jos, adică greutatea ei. Cei care doriți să știți mai multe despre mișcarea celor două corpuri din desen, găsiți o discuție în detaliu a problemei în primul videoclip pe care l-am încărcat pe acest canal cu titlul Fizica pentru examene și concursuri 1, era primul material, găsiți linkul în descriere. Acolo, începând cu momentul 6.45, găsiți chiar un algoritm pentru rezolvarea problemelor de acest tip. Ca să putem afla răspunsul la întrebarea noastră fără calcule, mai trebuie să știm ceva. Și anume, mai trebuie să știm cum variază tensiunea din fir dacă crește diferența dintre greutățile celor două corpuri. Dar suma greutăților lor rămâne constantă. Mai departe voi vorbi despre mase și nu despre greutăți, dar greutățile sunt proporționale cu masele, așa că am voie să fac acest lucru, nu greșesc procedând așa. Să presupunem că suma maselor celor două corpuri este 5 kg, așa ca în întrebarea noastră. Dacă masa unui corp este mult mai mică decât a celuilalt, de pildă un corp are 4,9 kg, 4 kg și 900 de grame și celălalt are doar 100 de grame. Oare în acest caz, dacă țin scripetele de care atârnă cele două corpuri cu mâna, voi simți greutatea de 5 kg? Presupunem că scripetele are greutatea neglijabilă. Pentru a evita să folosesc ecuații și calcule, urmează o demonstrație care nu este nici riguroasă și nici cantitativă. Este o demonstrație mentală, calitativă, intuitivă, care vă ajută să înțelegeți ce se întâmplă. Vă amintiți de lift. Priviți desenul. Deoarece corpul greu coboară accelerat, forța cu care acesta trage de fir scade. E mai mică decât greutatea lui. Deoarece corpul mai ușor urcă accelerat, forța cu care trage de fir crește. Este mai mare decât greutatea lui. Dar, pentru că accelerațiile celor două corpuri sunt aceleași, ele sunt legate printr-un fir care nu se întinde, forța cu care corpul greu trage de fir scade cu mai mult decât cu cât crește forța cu care corpul mic trage de fir.
Și asta înseamnă că forța totală cu care firul trage de scripete în jos scade. Și acest efect este cu atât mai puternic cu cât este mai mare diferența de masă dintre cele două corpuri. Gândiți-vă la limită că unul dintre corpuri are masa foarte, foarte mică, neglijabilă. Accelerația cu care urcă corpul mic este egală cu accelerația cu care coboară corpul mare, care nu poate fi mai mare decât accelerația cu care ar cădea liber, dacă n-ar fi prins cu niciun fir. Tensiunea din fir este forța necesară ca să accelereze corpul mic în sus și ea este proporțională atât cu masa acestuia, cât și cu accelerația lui. Dar în timp ce accelerația are o limită maximă, masa corpului mic poate fi oricât de mică, nu are o limită minimă. Și dacă masa lui este neglijabilă, atunci și forța necesară ca să-l accelerăm este neglijabilă și asta înseamnă că tensiunea din fir în acest caz este neglijabilă. Deci, dacă suma maselor celor două corpuri este constantă, atunci tensiunea din fir este cu atât mai mică, cu cât este mai mare diferența dintre cele două mase care atârnă la capetele firului. Vreau să vă dau și formula cu care puteți calcula tensiunea din fir în funcție de cele două greutăți, G1 și G2, vedeți formula aici. Poate că unii doriți să puteți calcula tensiunea din fir, chiar dacă nu vă interesează neapărat fizica. Aveți grijă, în formula G1 și G2 sunt greutățile corpurilor și nu masele lor. Greutățile se măsoară în newtoni, iar greutatea unui corp cu masa de 1 kg este aproximativ 10 newtoni. În sfârșit, pot să răspund la întrebarea noastră. Dacă tensiunea din fir este cu atât mai mică, cu cât diferența de masă dintre cele două corpuri este mai mare, atunci, în situația prezentată în întrebarea noastră, înseamnă că tensiunea din fir va fi mai mică în firul din stânga. Și asta mai înseamnă că scripetele din dreapta va fi tras în jos de o forță mai mare decât scripetele din stânga și asta înseamnă că pârghia se dezechilibrează, scripetele din dreapta coboară și scripetele din stânga urcă. În final, mai vreau să spun ceva, un singur lucru, și anume că toată povestea la care a trebuit să recurg pentru a găsi răspunsul se poate scrie matematic sub forma a două ecuații, cele pe care le vedeți aici. G1 și G2 sunt greutățile celor două corpuri, T este tensiunea din fir, iar A este accelerația corpurilor. Și acesta este unul dintre marile avantaje ale matematicii, caracterul ei sintetic. Ceea ce am spus în aproximativ 15 minute se poate spune folosind doar două ecuații. Și am mai adus astfel un argument pentru importanța matematicii. Și pentru că m-am cam lungit cu vorba ca să răspund la întrebare, urmează o întrebare scurtă. Azi vă voi arăta un experiment pe care sunt sigur l-ați văzut aproape toți, ba chiar cred că cei mai mulți l-ați și făcut. Și atunci, de ce vă propun să-l mai vedeți odată? Pentru că știu din experiență că de multe ori auzim o explicație greșită pentru ceea ce se întâmplă în acest experiment. Să vedem experimentul. Ați văzut ce s-a întâmplat? De fapt, așa cum am mai spus, sunt sigur că știați ce se întâmplă înainte de a vedea. Numai că, repet, probabil mulți folosiți sau cel puțin ați auzit o explicație greșită a fenomenului. Și pentru a clarifica lucrurile, vă rog să răspundeți la întrebarea de ce intră apa în pahar. Și în materialul următor voi analiza atât explicația corectă, cât și explicația greșită. Pe săptămâna viitoare, mulțumesc pentru atenție. La revedere!